Vă salut cu drag, și în această seară, dragi prieteni, și vă spun bun venit la emisiunea Vieți schimbate. Suntem uh, iarăși în seara aceasta împreună și dorim ca să fim motivați, dorim ca să fim încurajați din Cuvântul lui Dumnezeu. Și îmi place foarte mult că în acest Cuvânt al lui Dumnezeu El ne-a oferit atâtea. Momente și atâtea pasaje prin care noi putem să fim încurajați, prin care noi putem să fim motivați, prin care noi putem să avem credință, prin care putem să luăm modele de viață autentice. De multe ori, când citim Sfânta Scriptură, observăm că Dumnezeu a folosit povestiri. Poate că ne-am întrebat, dar nu e prea simplu, nu e prea simplist modul acesta în care Dumnezeu a ilustrat adevărul lui, în care a explicat cele mai profunde adevăruri legate de mântuire și legate de viața veșnică. Răspunsul este cât se poate de clar. Dumnezeu nu a vrut să ne încurce mințile. Dumnezeu a vrut să ne explice planul de mântuire cât mai simplu posibil, și să-L ținem minte, să-L avem tot timpul în suflet. Și de aceea Dumnezeu a mers pe structura noastră de înțelegere și structura cea mai simplă prin care noi învățăm este povestirea. Chiar mi-aduc aminte, în fiecare seară copiii îmi cer povestirea. Tati, când ne spui povestirea? Hai, spune-ne povestirea. Spune-ne câte ceva din cuvântul lui Dumnezeu o poveste pe care nu ne-ai mai spus-o până acum. Hai, tati, hai și insistă. De ce? Pentru că ei, copiii, învață prin povestire cel mai ușor și noi, oamenii mari, învățăm cel mai bine prin tehnica povestirii. Cel mai mare învățător al tuturor timpurilor, Isus Hristos, a folosit tehnica povestirii. Pentru că este foarte simplu, știi povestirea, știi cuvântul lui Dumnezeu. Este cât se poate de la îndemână tehnica aceasta de învățare. Și de aceea Dumnezeu ne-a spus multe povestiri în care este cuprins adevărul lui Dumnezeu pentru ca noi să le avem în suflet. Și în seara aceasta am făcut un buchet de povestiri care ne pot ajuta să fim plini de speranță, nu habarniști sau inconștienți. Ancorați în realitate, dar plin de speranță, în fața provocărilor, în fața problemelor, în fața tuturor încercărilor care stau în fața noastră. Așa că am intitulat mesajul pentru ocazia aceasta: Problemele și provocările sunt oportunități. Bineînțeles că. Foarte mulți dintre noi, atunci când ajungem într-o situație tensionată sau mai delicată sau foarte grea, avem tendința să ne victimizăm, să ne plângem. Este cel mai ușor lucru. În momentul în care dai de o problemă, să începi să te plângi, să fii nemulțumit, să bombăni, să nu ai motivația necesară să mergi mai departe și să atragi asupra ta empatia, simpatia și. Compasiunea celorlalți Însă lucrul acesta nu te face mai puternic Și nu te face să te simți mai bine Este ca o pilulă pe care o iei Te simți bine o vreme și după aceea te trezești cu aceleași probleme Cu aceleași neîmpliniri, cu aceleași frustrări Cu aceleași piedici în viața ta nerezolvate Ori cuvântul lui Dumnezeu ne ajută să depășim aceste lucruri Și să fim mai puternici Întotdeauna l-am admirat ca om al lui Dumnezeu pe Elisei, un om extraordinar, un om care, atunci când apăreau problemele în viața lui, încercările, provocările, le făcea față cu multă credință, cu multă speranță și cu mult entuziasm. El nu spunea nu se poate, a, știi, ai problema asta. A murit cineva, gata, la revedere. Nu mai este nicio speranță. A, vrei să ai un copil și nu poți, ești sterilă, ești arpă. Mm, lucrul ăsta, din punct de vedere omenesc nu se poate. roagă și mulțumește-te cu starea asta în care te afli. Nu, el spunea, a murit cineva, omul ăsta poate să fie înviat. Este o femeie care vrea un copil și nu poate să-l aibă. La Dumnezeu, toate lucrurile sunt cu putință. Este foamete, nu avem alte resurse de trai. Dumnezeu poate să deschidă să gazurile cerului și să toarne binecuvântare, chiar în vremurile de criză și de foamete. De aceea, Elisei este un tip al lui Mesia. Este un om care aduce speranță, este un om care ne învață că Dumnezeu poate transforma încercările, problemele și provocările în adevărate oportunități. Însă noi nu pricepem lecția aceasta. Și atunci când dăm de greutăți, atunci când dăm de probleme, de regulă începem să ne plângem, să ne descurajăm, să intrăm în depresie, să avem o stare de isterie, de nemulțumire și în felul ăsta ne facem singuri, numai rău. Aș vrea să vedem cum a făcut față Elisei, provocărilor și cum i-a inspirat pe cei din jurul lui. În a doua carte a împăraților sunt multe experiențe pe care Elisei le-a avut cu Dumnezeu, prin care noi putem să fim inspirați, prin care noi putem să căpătăm credință și curaj. În capitolul 4 spune cuvântul lui Dumnezeu că a venit la el o femeie, o femeie văduvă cu doi copii care avea multe datorii pentru că soțul ei murise și o lăsase cu o mulțime de datorii. Și au venit cămătare și au zis, ne dai banii? Ok, nu ne dai banii, îți luăm copiii, îi facem sclavi. Era societatea aceea sclavagistă în care lucrurile nu se negociau. Rămâneai dator, te vindeai ca sclav sau copiii tăi erau vânduți ca sclavi sau luați ca sclavi ca să plătească datoria. Așa că vă dați seama ce era în sufletul acestei femei. Să vină datornici și să spună, știi ce, n-ai cu ce plăti, îți luăm copiii. Eu am trei copii și știu ce înseamnă un copil. Să vină cineva să spună că țilia, este o tragedie, este o dramă. Dar stați liniștiți că dacă facem o mică paranteză, de acum o să vină statul să ne ia, că asta lucrează la câteva legi și S-ar putea să zică, a, n-ai bani să-ți întreții familia, lasă că îți luăm noi copiii. A, nu sunt înscriși la un medic de familie, venim noi și îți luăm copiii. A, ai strigat la copil sau l-ai certat, nicio problemă, venim noi și îți luăm copiii și educăm așa cum credem noi. A, stai puțin, că sunt câteva lucruri pe care tu nu le faci ca părinte. Stai că venim noi și îți luăm copiii. Și lista poate fi continuată. Dacă citiți proiectele de lege pe care le au în cap... Acești europeni, așa zis, progresiști, o să vă luați cu mâinile de cap. Sperăm ca Dumnezeu să-i împiedice. Este tragic să afli că urmează să-ți fie luați copiii. Este tragic să afli că nu ai o ieșire. La problemele în care te afli. Însă, întotdeauna există o ieșire, întotdeauna există o rezolvare. Și asta este vestea bună pe care ne-o dă Cuvântul lui Dumnezeu. Femeia asta, împovărată, încărcată de durere, a venit la omul lui Dumnezeu ca la ultima speranță. Și spune aici, ea i spus așa, robul tău, bărbatul meu, a murit. Și știi că robul tău se temea de Domnul. Și cel ce l-a împrumutat a venit să ia pe cei doi fii ai mei și să-i facă robi. Elisei a zis, ce pot să fac pentru tine? Spune-mi ce ai acasă. Întrebări de lămurire, de clarificare. Elisei nu i-a dat cu praf în ochi și a zis, du-te și te roagă. Du-te și te roagă să vedem cum rezolvă Dumnezeu problema asta. Nu, a zis, oare ce pot să fac pentru tine? Există câteva secrete ale oamenilor lui Dumnezeu, care i-au făcut celebri, ca să zic așa, i-au făcut să rămână în istorie, în paginile sacre ale Scripturii și nu doar pe ei, ci pe toți oamenii mari ai istoriei. Marii lideri, marii oameni ai lui Dumnezeu au avut trei preocupări. Unu, au dorit să ajute. Doi, au fost empatici. Trei, au avut caracter, au fost oameni de încredere. Deci au putut să ajute, au fost competenți. Doi, au fost empatici și trei, au dorit să fie oameni de încredere. Au fost oameni de încredere. Dacă vreți să ajutați oamenii, ei întotdeauna vă vor pune aceste trei întrebări. Pot să mă ajuți, ai capacitatea asta? Doi, cât de mult îți pasă de mine și trei, ești de încredere. Adică dacă îți încredințezi taina mea, problema mea, ești de încredere, nu o să faci harakiri cu sufletul meu? Elisei a primit această cerere și n-a dezamăgit-o pe femeia aceasta. Spune cuvântul că a întrebat ce pot să fac pentru tine. spune ce ai în casă. Ce pot să fac eu și ce pot să faci tu? Păi ce am? Niște oale, niște vase. Ce să am altceva? Că sunt o femeie săracă. Ok, bun, nicio problemă. Du-te, ia cât mai multe vase de la toate vecinele tale și adu-le în casă. Și apoi încuie ușa după tine. Începe să torni un de lemn în ele până se vor umple toate. Cu un de lemnul pe care îl vei vinde, îți vei plăti datoria și apoi ce rămâne? îți va rămâne pentru trai, pentru tine și pentru fiii tăi. Extraordinar! Este un fel de antreprenoriat făcut cu minunile lui Dumnezeu. Lucrul ăsta este rar întâlnit, pentru că de regulă noi ori suntem pragmatici, ori suntem visători și aerieni. Mai rar se întâlnești oameni ai credinței pragmatici care să facă antreprenoriat cu minunile lui Dumnezeu. Ia minunea de la Dumnezeu, aceea cu mulțirea unde lemnului și spune acum du-te și vinde ceea ce Dumnezeu ți-a dat păstrează o parte pentru tine, pentru trai, iar cu restul îți plătești datoria știți, nu e suficient să înveți pe oameni să ceară ajutor de la Dumnezeu pentru că altminteri, i-ai învăța să fie niște miloși, niște cerșetori la poarta raiului niște oameni care au o mentalitate de asistat social, care tot timpul întind mâna și care nu se mai descurcă niciodată. Dumnezeu face minuni, dar există în Cuvântul lui Dumnezeu o adevărată economie a minunilor lui Dumnezeu. Când copiii lui Dumnezeu au ajuns în țara Canaanului și au mâncat din roadele țării, Dumnezeu n-a mai dat mană. Atunci când Dumnezeu a văzut că o minune nu mai este. Necesară, el n-a mai făcut-o doar de dragul de a stârni curiozitatea și de a satisface mofturile unor oameni capricioși. Nu! A încetat, a stopat minunea. În momentul în care vasele s-au umplut cu ulei, cu un de lemn, Dumnezeu a făcut ca să nu mai curgă un de lemn. Îmi place foarte mult că Elisei a transformat această problemă, această piedică, într-o oportunitate cu puterea lui Dumnezeu. S-a rugat lui Dumnezeu și a zis, uite, e nevoia aceasta. Trebuie să mulțești, Doamne, un de lemnul. I-a spus femeii, uite, tu asta trebuie să faci. Și după ce Dumnezeu te binecuvântează, ia-ți viața în mâini și fă așa fel încât să te descurci singură. Asta este minunea. Minunea nu este că Dumnezeu îmi dă bani. Minunea este că Dumnezeu mă învață să mă descurc singur. Minunea nu este că Întind mâna și Dumnezeu îmi oferă anumite lucruri, anumite binecuvântări. Minunea este că Dumnezeu îmi dă binecuvântări și eu le dau mai departe. Devin un mic gestionar al minunilor și a binecuvântărilor lui Dumnezeu. Asta înseamnă să fii un copil adevărat al lui Dumnezeu. Minunea nu este că nu ai probleme în viața ta. Minunea este că întâlnești probleme, întâlnești piedici, întâlnești tot felul de lucruri care îți pun greutăți și dificultăți, dar tu le rezolvi cu ajutorul lui Dumnezeu și devii mai puternic. Un om care nu are probleme înseamnă că n-a trecut prin viață, nu are experiență, nu este călit. Și. Ideea nu este ca să fii scutit de probleme în viață, ideea este ca să treci prin probleme, să le rezolvi, să capeți experiență, să devii un om puternic, un om de valoare. Elisei a făcut această minune și femeia a putut să depășească această problemă, acest impediment. Problemele, încercările, greutățile se pot transforma în oportunități cu ajutorul lui Dumnezeu. Apoi, în călătoriile sale prin ținutul lui Israel, Elisei vedea tot felul de oameni, unii mai săraci, alții mai bogați, îi ajuta și pe unii și pe alții. De multe ori credem că doar săracii au nevoie de ajutor. Dar aceasta să știți că este o prejudecată. Și oamenii bogați au nevoie de ajutor. Și zice ăștia mai cărpănoși, așa și mai invidioși, ce au nevoie ăștia, bă, că au bani, au de toate, au putere, au influență. Nu este așa. Pentru că fiecare dintre noi avem anumite nevoi. Săracii au anumite nevoi, cei din clasa de mijloc au anumite nevoi, cei din clasa Bogaților au alte nevoi, dar fiecare dintre noi avem anumite nevoi. Și femeia aceasta bogată nu avea copii. Elisei a venit de fiecare dată, era găzduit într-o cameră frumoasă pregătită doar pentru el, de fiecare dată când urca la etaj, putea să se bucure de un confort extraordinar. Și familia aceasta se bucura pentru că primea hrană spirituală de la omul lui Dumnezeu. Dar la un moment dat s-a gândit Elisei: Mai eu vin de atâtea ori la oamenii ăștia cu slujitorul meu, suntem bine primiți. Oare ce am putea să facem pentru ei ca să fie, să fie binecuvântați? Nu doar cu vorbe, ci și cu câteva lucruri concrete. Și a întrebat el spunând slugii sale, Gehazi, auzi, oare ce am putea să facem pentru femeia aceasta? Chiam-o, să o întrebăm. Și a chemat-o și Elisei i-a zis, iată, pentru noi tu ți-ai făcut toată tulburarea aceasta. Noi ce putem face pentru tine? Trebuie să vorbim pentru tine împăratului sau căpetenii o știrii? Ea a răspuns, eu locuiesc liniștită în mijlocul poporului meu. Observați că Elisei nu era un nei ca nimeni, din ăsta un călugăr, un beduin, care se plimba teleleu de aici colo, mai e modelul ăsta de misionar rupt în coate, care nu are niciun rost în lumea asta, predică, e adevărat foarte bine, sau știe să îi manipuleze pe oameni, nu are niciun rost, nu are nicio legătură, decât că îi manipulează pe oameni, le prezintă niște proiecte, niște experiențe de ale lui, da? Și oamenii îi dau bani. Dar nu ăsta este modelul lăsat de Dumnezeu aici. Observați că Elisei era un om care avea relații la împărat, era un om care avea relații la căpetenia oștirii, cu toate că era profetul lui Dumnezeu. Și s-a întrebat, oare ce aș putea să fac eu pentru tine? Pun o vorbă bună acolo, poate ai nevoie într-o anumită situație, de o relație, de un cuvânt. Ca să te ajute în ceea ce faci, în afacerile tale, în negustoria ta. Oamenii lui Dumnezeu caută să fie de folos. Chiar dacă ei fac negoți cu lucrurile spirituale, ei caută să fie de folos oamenilor din jurul lor. Observați că Elisei a dorit să o ajute din punct de vedere financiar pe femeia aceea. După aceea, a venit la familia aceasta bogată și s-a gândit oare cum ar putea să-i ajute să pună o vorbă la împărat, la căpetenea oștirii, lucruri concrete, nu doar praf în ochi. Rugăciuni, rugăciuni, tămâie, dăm cu cădelnița, mai citim câte ceva, mai facem un rozariu acolo, mai o cruciuliță, mai o iconiță, mai nu știu ce, hai să meargă și lucrurile astea. Nu zic că nu sunt importante, dar oamenii lui Dumnezeu au legătură și cu realitatea. Și oamenii lui Dumnezeu iau binecuvântarea de mâna Lui și o transformă în binecuvântare pentru ceilalți. Când oamenii sunt în probleme, ei sunt acolo ca să ajute. Transformă problemele în oportunități. Și când a văzut această problemă, că nu aveau copii, Elisei a făcut o promisiune și o profeție. La anul pe vremea asta o să ai un copil. Și bineînțeles că promisiunea asta s-a întâmplat. Și prorocia aceasta s-a împlinit pentru că Elisei era un om al lui Dumnezeu. Și a trecut timpul, băiatul s-a făcut mare și după aceea apare o altă problemă. Copilul acela făgăduit, venit prin minune de la Dumnezeu, moare. Și femeia necăjită vine iară la omul lui Dumnezeu. Și până acum, hai să zicem, poate că pe legea hazardului, cum zicem noi, ar fi posibil ca femeia aceea să rămână însărcinată. Șanse, unul la un milion, totuși există. Dacă să-l mai învii din morți pe copilul ăla, cam slabă oportunitatea și cam slabe șansele ca să se întâmple lucrul acesta. Și cu toate acestea, femeia a vrut să vină la Elisei. Pentru că știa că el este omul care transformă problemele în oportunități și imposibilul în posibil. N-a vrut să stea de vorbă cu Gehazi, pentru că Gehazi era un om superficial, un om care nu era empatic față de ceilalți. Interesul poartă fesul. Cam pe acolo era. Ca foarte mulți slujitori. Mă, ce pot profita de aici? Câștig niște bani? A, a venit Naman să-l vindecăm de lepră. Elisei l-a lăsat pe moca să plece înapoi acasă. Na, eu trebuie să mă duc să câștig ceva de acolo. A venit femeia... A, asta nu prea am ce lua. A, a zis că să iau eu toiagul lui, să merg acolo, să-l învii, dar ce -mi cade mie de aici? Mm. Nu e nicio oportunitate, nu e nicio ocazie de a fi eu celebru, de a câștiga ceva de aici. Nu mă interesează. S-a dus, a pus toiagul lui Elisei pe fața copilului. A, nu s-a trezit stăpâne, îmi pare rău, cauză pierdută. Problemă imposibil de rezolvat. Însă Elisei nu privea lucrurile așa. Femeia a venit la el, n-a vrut să stea de vorbă cu Gehazi pentru că a simțit că nu are profunzime. A simțit că nu poate să aibă încredere în el după ce am ieșit din, din, sistemul pastoral, au venit foarte mulți oameni să-mi spună povara sufletului lor. Și am zis, de ce nu mergi la păstor? N-am încredere, frate. să duce, vorbește cu nevastă, să, ăsta vorbește cu comitetul, cu toată biserica și după n-am încredere. Asta este problema. Atunci când lucrezi cu oamenii, ei trebuie să aibă încredere în tine. Ești un om de încredere? Ești un om care oferi sprijin, suport și poți să ajuți atunci când oamenii au nevoie? Oamenii te caută. Dacă nu, ești ca Gehazi. Un om care superficial punctează și el, am făcut asta, asta, aia, nu e mare lucru, nu se întâmplă minunat. Când apar probleme, categoria e imposibil, nu se poate. Nu e vreme de minuni, nu avem putere, nu avem resurse, nu avem bani. Și începem cu lista de scuze. Însă, oamenii adevărației lui Dumnezeu nu cunosc imposibil. Ei transformă problemele în oportunități. Și asta este remarcabil la oamenii lui Dumnezeu. Iată că poate să învie și morți. Elisei spune cuvântul lui Dumnezeu, s-a suit, s-a culcat pe copil și a pus gura lui pe gura lui, ochii lui pe ochii lui, mâinile lui pe mâinile lui, s-a întins peste el și trupul copilului s-a încălzit. Elisei a plecat, a mers încoace și încolo prin casă, apoi s-a suit iarăși și s-a întins peste copil și copilul a strănutat de șapte ori și a deschis ochii. Elisei a chemat pe Gehazi și a zis, cheamă pe Sunamita. Gehazi a chemat-o și a venit la Elisei și a, care -a zis, i-a zis, „Iați fiul. Ea s-a dus și s-a aruncat la picioarele lui și s-a închinat până la pământ și și-a luat fiul și a ieșit afară. Problemele transformate în oportunități cu ajutorul lui Dumnezeu. Câți dintre noi nu ne resemnăm în fața acestor probleme și încetăm să luptăm, încetăm să mai credem, încetăm să mai sperăm în făgăduințele lui Dumnezeu, în ajutorul lui. Pentru că hrana noastră este luată din alte părți. Nu este luată de aici, din Cuvântul lui Dumnezeu. Admirăm altfel de modele și vrem ca să avem izbândă. Dacă petreci multă vreme cu oamenii negativiști, cu oamenii care sunt pesimiști, cu oamenii care spun că nu se poate, vei ajunge exact ca ei. Dacă te înconjuri de oameni care au. Credință, care au putere, care realizează ceva, care schimbă lucrurile în jurul lor, vei vedea că pe zi ce trece vei fi și tu altfel. Te vei transforma, vei avea o altă motivație, o altă credință, un alt fel de a privi lucrurile. De aceea, este o provocare pentru mine și pentru tine să căutăm oameni care ne pot ajuta să transformăm problemele. Și piedicile din viață în oportunități. Atunci când nu-i găsești, îi poți găsi în Sfânta Carte și apoi să te uiți în societate să vezi unde mai găsesc oameni de felul acesta. Poate că nu sunt la fel de sclipitori, dar măcar să bată în direcția aceea a oamenilor care rezolvă probleme, care schimbă lucrurile, care oferă putere, entuziasm, speranță, a celor care nu găsesc calea și sunt dezorientați în viața aceasta. Mergând mai departe, au venit și vremuri de foamete. Tot suntem amenințați cu foamete, război, toate nenorocirile acestea. Oare mai există speranță și în situația asta? Da, există, pentru că Dumnezeu este maestru în a transforma necazurile, problemele, încercările în oportunități. Elisei, a ajuns la Gilgal și fiii prorocilor s-au dus ca să facă de mâncare. Au găsit niște curcubete sălbatice și au zis, hai să facem o ciorbă, că na, stomacul își cere și el drepturile. Și după aia au constatat că de fapt curcubetele acelea erau otrăvitoare și că nu este comestibilă. Ciorba. Ce să facem? Măi, ne foame, așa bine iese aburul ăsta din, din ciorbă, dar nu putem să o mâncăm. Și Elisei spune cuvântul, în momentul în care a văzut nevoia aceasta, n-a zis că nu se poate. A zis, luați făină și aruncați în oală. Și după aceea, ciorba aceea a devenit comestibilă. Elisei a spus, luați făină a aruncat făină în oală și a zis, dă oamenilor acestora să mănânce și nu mai era nimic vătămător în oală. Oare mai credem noi aceste povestiri inspirate ale Scripturii sau le-am transformat în niște povești pioase? Ah, chestia aia cu unde de lemn. Da, a făcut-o Elisei atunci, dar astăzi mai poate să facă Dumnezeu așa ceva. A, chestia aia cu înviatul morților A, mai poate Dumnezeu să facă astăzi așa ceva Ah, minunea aia cu ciorba necomestibilă o transformată în ciorbă comestibilă mai poate Dumnezeu să facă așa ceva știți ce am constatat că Dumnezeu nu face minuni decât atunci când este nevoie și prin oamenii care cred cu adevărat Rețineți lucrul ăsta. Dumnezeu nu face minuni decât atunci când este strictă nevoie și dacă le face, le face prin oamenii care cred cu adevărat. Dumnezeu nu face minune anticipat. Hai să vă demonstrez voi că sunt un Dumnezeu mare, puternic și minunat. A, sceptici, necredincioși și oameni care nu aveți credință în mine. Hai să fac câteva minuni să credeți. Nu, fals. Nici Mântuitorul când a fost pe acest pământ nu a făcut minuni acolo unde a văzut că nu este credință. S-a dus în Nazaret, în cetatea în care fusese crescut. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că n-a putut să facă nicio minune acolo, de ce din pricina necredinței lor. Și s-a dus după aia în Capernaum și acolo a putut să facă multe minuni pentru că oamenii erau altfel, aveau credință. Dacă așteptați ca Dumnezeu să facă minuni, în timp ce voi băltiți în necredință, așteptați mult și bine. Nu se va întâmpla nimic. Decât dacă Dumnezeu cu adevărat vrea să te scuture, să te scoate din ignoranță și să te aducă pe calea lui. Dar, de regulă, Dumnezeu nu face paradă cu minunile. Dumnezeu face minuni prin oamenii lui atunci când trebuie, când este strict necesar și el decide momentul acela. Nu tu îl decizi. Există și trendul acesta neoprotestantist de a forța mâna lui Dumnezeu să facă minuni. Și de a crede că minunile sunt un semn care arată că tu ești pe calea bună, că tu ai adevărul și Dumnezeu devine un fel de aladin. Freci lampa fermecată și iese Dumnezeu de acolo și face minuni când vrei tu. Fals. Minunile sunt făcute de Dumnezeu. Când vrea El. Și dacă vrea El. Nu când vrei tu și cum vrei tu și în condițiile date de tine. El poate să facă minunile, dar le face când vrea El. În schimb, dacă alege să te treacă prin suferință, ăsta este un mare har. Pentru că te face puternic și îți dă și resursele ca să poți trece pe acolo, asta spune și Scriptura. Împreună cu ispita, a rânduit și modul în care o poți răbda. Împreună cu greutatea, cu încercarea, Dumnezeu îți dă posibilitatea să devii mai puternic dacă nu-ți rezolvă problema în modul în care te aștepți tu. Sfântul Apostol Pavel spune cuvântul, s-a rugat de trei ori lui Dumnezeu ca să-i rezolve problema. Și ce îi spune Dumnezeu? Da, Pavele, imediat, tu care ai învia morți, tu care ai darul prorocie, tu care ești apostolul meu, apostolul neamurilor, imediat, cum te-ai rugat, gata, te-am vindecat. Nu! Și Dumnezeu mi-a zis de trei ori, Pavele, harul meu ți este de ajuns. Slăbiciunea ta poate fi transformată într-o oportunitate. Îți las țepușul ăsta în carne, în coaste sau unde o fi fost, nu știu ca să-ți aduc aminte că ai nevoie de mine. Puterea mea slăbiciunea slăbiciune este făcută de săvârșită și har Domnului că Sfântul Apostol Pavel prin slăbiciunea aceasta a primit puterea lui Dumnezeu și a scris cam jumate din Noul Testament. Prin puterea lui Dumnezeu, în slăbiciune, acest apostol al lui Dumnezeu, fără internet, fără telefoane, fără oportunitățile pe care le avem și facilitățile de astăzi, a adus Evanghelia la mai mulți oameni decât ducem noi astăzi, cu toată tehnologia și cu tot ceea ce facem. Da? Puterea lui Dumnezeu este făcută de săvârșită, dar și aceea este o biruință, este un act de victorie din partea lui Dumnezeu care lucrează prin slăbiciunea umană. Nu lucrează așa cum te aștepta, rezolvând problema pe moment, lucrează prin slăbiciune, dar ducând tot la victorie, la biruință. Așa că atunci când vorbim de minunile lui Dumnezeu, ele pot fi făcute ca să rezolve problema imediat sau Dumnezeu ne poate capacita în așa fel încât să îndurăm, să răbdăm și să devenim cea mai bună versiune a noastră în slăbiciune, în necaz, în lipsuri, în greutăți, în încercări, în probleme. Și într-un fel, și în alt fel. Dumnezeu câștigă și tu poți să câștigi. Apoi, spune Cuvântul lui Dumnezeu că. Elisei a fost pus în urmărire generală de către împăratul Siriei și a zis, mă, omul ăsta este periculos pentru că le spune sirienilor unde voi fi eu cu armatele mele. La început a crezut că este vreo cârtiță printre ei pe acolo, că divulgă secretele de stat, dar unul dintre ei a zis, bă, împărate, dar este unul care îi spune împăratului lui Israel și ce visezi tu noaptea în patul tău, pentru că are darul ăsta, clar, viziunii. Și oricât te-ai străduit tu, când tu ne prezinți planurile, Dumnezeu îi descoperă și El îi spune împăratului, ferește de ei că s acolo ascunși sirienii. Trebuie să punem mâna pe el. Neapărat. Au înconjurat cetatea, mulțime de cai, de care. Un om obișnuit ar fi căzut în disperare și ar fi zis de aici, nu mai este nicio ieșire. Însă nu asta fac și oamenii lui Dumnezeu. Omul lui Dumnezeu s-a uitat și a zis, ce mare oportunitate ca mulțimea asta să-L cunoască pe Dumnezeu. Observați cum gândesc oamenii care sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu? Da, oportunitățile sunt peste tot, și în lumea spirituală și în lumea materială, însă puțin dintre noi le văd și în lumea spirituală și în lumea materială. Spunea cineva că mulți oameni au văzut mere căzând din pom, dar nu toți au descoperit legea. Doar Newton s-a întrebat de ce se întâmplă lucrul ăsta, a cercetat și a descoperit legea gravitației. Oportunitățile și ocaziile sunt lângă noi, peste tot, că vorbești de lucrarea lui Dumnezeu, că vorbești de lumea aceasta pragmatică în care trăim. Peste tot sunt ocazii, sunt oportunități. Dar unii se lovesc de impedimente și spun a, nu se poate, este imposibil. Cum să rezolve situația asta? Iar alții văd ocazia de aur. O fructifică și în felul ăsta se diferențiază de mulțime, de gloată. Când a văzut sluga a zis, ah, vai, domnul meu, ce o să facem, ce o să facem? Și spune aici cuvântul lui Dumnezeu, versetul 16 din capitolul 6, doi împărați. El a răspuns, nu te teme căci mai mulți sunt cei cu noi decât cei cu ei. Elisei s-a rugat și a zis, Doamne, deschide ochii să vadă. Și Dumnezeu a deschis ochii slujitorului care a văzut muntele plin de cai și de care de foc în prejurul lui Elisei. Foarte important detaliul acesta. În timp ce sluga n-a văzut decât o armată potrivnică, Elisei a văzut ocazia de aur a lui Dumnezeu de a face o minune și de a vorbi acestei mulțimi de oameni potrivnici despre bunătatea lui Dumnezeu, despre generozitatea lui și de a le da o lecție că nu e locul lor acolo și că și-au ales persoana greșită. Și a făcut o altă minune și a zis, Doamne, lovește-i pe ăștia cu orbire. Și a lovit pe toți cu orbire și a călăuzit până în cetatea Samariei. Și în mijlocul Samariei a zis, Doamne, deschide-le acum ochii. Erau total vulnerabili, Puteau să-i măcelărească izraeliții atunci. Și a întrebat împăratul să-i nu măcelărească. Nu-i că nu ăsta e scopul lui Dumnezeu să măcelărească oameni. Dă-le da să mănânce, dă-le da bea și trimite-i acasă. Iată cum lucrează Dumnezeu. O ocazie în care ai fi zis, Domnule, totul este disperat, totul este pierdut, transformată de omul lui Dumnezeu, clar văzător, într-o oportunitate extraordinară. Și misionară, și motivațională, și de binefacere față de oamenii aceia și de manifestarea puterii lui Dumnezeu. Dacă n-ar apărea astfel de probleme, am mai citit noi despre minunile astea făcute de Dumnezeu, dacă n-ar apărea probleme în viața noastră, ar mai fi interesantă, dacă un om care n-a trecut prin probleme, îți povestește viața lui, ai fi interesat de viața lui, ai zice, lasă-mă în pace de prostiile tale, de eu știu ce minuni și năzbâtii minșiri tu aici, dar când un om îți povestește greutățile prin care a trecut și cum a ieșit din ele, ești tu și ureche acolo. De ce? Pentru că vrei să știi și tu rețeta succesului, cum a reușit, ce a făcut, ce l-a determinat să meargă mai departe. Oamenii care au trecut prin greutăți mari și au biruit, sunt oameni interesanți și toți vor să asculte povestea lor de viață. De ce? Pentru că vrei și tu să fii un învingător, pentru că vrei și tu să găsești rețeta succesului, pentru că vrei și tu să fii un om al credinței. Dacă spune, Bă, am avut o viață liniștită, am fugit întotdeauna de probleme, n-am avut reușite mari în viață, pentru că nu m-a interesat să am mari realizări în viață, câți dintre voi ați fi curioși de viața unui astfel de om? Niciunul, aproape niciunul, decât dacă ești un loser. A, zici, am găsit în sfârșit unul ca mine. Dar dacă vrei cu adevărat să ai realizări în viață, nu te interesează oamenii plictisitori sau oamenii care îți umplu capul cu tot felul de probleme, de neajunsuri, de plângeri, de nemulțumiri. Oh, zici, n-am nevoie de din ăștia. Oamenii lui Dumnezeu, Oamenii puternici sunt aceia care văd în probleme și în piedici adevărate oportunități. Și așa s-a întâmplat și cu Elisei. A văzut problema și a zis o mare oportunitate pentru lucrarea lui Dumnezeu. Apoi a venit o mare foamete. Pentru că sirienii, după vreme, au venit înapoi. Au asediat cetatea Samariei și... Era o foame atât de mare încât începuseră să mănânce găinați de porumbel și să mănânce capete de măgar. Vă dați seama ce însemna asta pentru un evreu. Să ajungă să mănânce din animale necurate și să mănânce excremente de porumbei. Era groaznic, era cumplit. O foame teribilă. Ba mai mult decât atât, spune cuvântul lui Dumnezeu în același capitol 6 că a venit o femeie l-a împărat și a spus împărate, domnul meu, scapă-mă. Versetul 26. El a răspuns: Dacă nu te scapă domnul, cu ce să te scapi? observați, oameni care nu găsesc în probleme oportunități. Și era împărat. Cu venitul ariei sau alteascului, suntem sub asediu, femeie. Ce vrei să fac eu cu tine? cum vrei să te ajut? N-am cum. Tu nu vezi că moare lumea de foame? Și începe să-i povestească femeia aceasta. Și împăratul a zis, ce ai? Ea a răspuns, femeia aceea mi-a zis, dăm -mi pe fiul tău să-l mâncăm astăzi și mâine vom mânca pe fiul meu. Observați, femeile ajunseseră să facă acte de canibalism. Atât de mare era foamea și au mâncat copiii. Noi am fiert pe fiul meu și l-am mâncat. Și în ziua următoare i-am zis, dă pe fiul tău să-l mâncăm, dar ea a ascuns pe fiul ei. Este groaznic, te cutremuri când auzi așa ceva. Cum a auzit împăratul cuvintele acestei femei și a rupt hainele când stătea pe zid și poporul a văzut că pe dinăuntru avea un sac de păr pe trup. Împăratul a zis să mă pedepsească Dumnezeu cu toată asprimea dacă va mai rămânea azi capul lui Elisei, fiul lui Șafat, pe trupul lui. Cu alte cuvinte, s-a ajuns prea de tot. Însă oamenii care nu au soluții în probleme și dacă mai sunt și în funcții înalte, dacă nu au soluții la probleme pentru a-și scuza incapacitatea, caută scuze sau caută țapi spășitori. De ce n-am reușit? Zic cei poate din lumea politică sau dintr-o anumită structură organizațională. De ce n-am reușit? Pentru că situația cu tare, furnizorul cu tare, managerul cu tare, CEO-ul din companie și găsim țapi spășitori și scuze pentru nereușitele noastre. Și suntem atât de înverșunați și credem că problema nu este la noi. Însă nu uitați că tot ceea ce se întâmpla ca nenorocire acolo venea ca rezultat al legământului pe care Dumnezeu l-a făcut cu poporul său. Dacă vă aduceți aminte de momentul în care Dumnezeu a făcut legământ cu poporul său, pe munții Ebal și Garizim, unii rosteau pe munte binecuvântarea și alții rosteau blestemul din celălalt munte. Și legământul avea aceste două componente, binecuvântarea și blestemul. Și vorba lui Caragiale, din această dilemă nu puteau ieși. Binecuvântarea dacă făceau binele, blestemul dacă făceau răul. Și Dumnezeu spunea acolo, ori de câte ori veți călca legea mea, ori de câte ori veți călca acest cuvânt al meu și nu veți asculta de legile și de poruncile mele, voi trimite sabia, voi trimite foametea, voi trimite ciuma, voi trimite popoarele din jurul vostru ca să vă fie ca un spin în ochi și în coaste. Va veni nenorocirea, cerul va fi de fier și pământul de aramă, voi aduce blestemul, Vei fi blestemat în are, vei fi blestemat la câmp, vei fi blestemat în casa ta, rodul pântecelor și așa mai departe. Nu vei avea parte de binecuvântare pentru că ai călcat legea mea. Și asta era o consecință a neascultării lor. Ne plângem, vai că-i foame, de vai că-i sărăcie, vai că nu știu ce. Dar întrebați-vă, câți vor să muncească în țara aceasta? Câți vor cu adevărat? Să facă ceva, să schimbe situația, să schimbe gândirea. Prea puțin. Chiar și aceia care uh, lucrează, încep să se plângă. Va, că nu avem, nu avem, nu avem, nu avem. Și găsim tot felul de scuze. Însă, nu e nimic nou sub soare. Au fost împărați care au găsit scuze și au căutat țapi ispășitori. Și au zis să mă pedepsească Dumnezeu cu toată asprimea are Dumnezeu că nu credea în el. Dar era fiul lui Ahab și a Izabele. Și ăsta era tiparul lor. Dacă nu merge ceva, e de vină Ilie, omul lui Dumnezeu. E de vină altcineva. E de vină altcineva. Noi nu suntem de vină niciodată. Nu avem probleme cu treaba asta. Însă, spune cuvântul lui Dumnezeu, că doar oamenii pierzători și lipsiți de încredere în Dumnezeu fac lucrul acesta. Și Elisei a prevăzut și a zis, fiți atenți, că se apropie marea oportunitate ca Dumnezeu să facă o minune. <laughs> minune, auzi tu, în, în foamea asta, când oamenii își mănâncă copiii lor, cum să mai facă Dumnezeu minuni? Și a întrebat o călăuză care era lângă, lângă împărat. Și de-ar face Dumnezeu ferestre în cer, cum este posibil lucrul acesta să fie belșug de pâine și de hrană? Și a spus Elisei, vei vedea lucrul ăsta și nu o să te bucuri, pentru că vei muri. Și a doua zi, bineînțeles, Elisei a scăpat, a prorocit lucrul acesta și spune cuvântul că, pe când vorbea el încă, solul se și pogorâse la el și împăratul a zis, iată răul acesta vine de la Domnul, ce mai am eu de nădăjduit de la Domnul? Și Elisei face o prorocie. Cuvântul Domnului, capitolul 7 cu 1. Ascultați cuvântul Domnului, așa vorbește Domnul. Mâine la ceasul acesta se va vinde la poarta Samarie o măsură de floare de făină cu un ciclu și două măsuri de orz cu un ciclu. Și călărețul pe brațul căruia se rezema împăratul a răspuns omului Dumnezeu, chiar dacă ar face Domnul Ferestre în cer. Cum ar putea să se întâmple un asemenea lucru? Și Elisei a zis, vei vedea cu ochii tăi, dar nu vei mânca din ele azi, criză, foamete, rupere de stomac, își mâncau prunci, mâncau găinați, mâncau capete de măgari. Și omul lui Dumnezeu vede oportunitatea și spune, mâine Dumnezeu va schimba situația aceasta. Și tot ce vedeți voi imposibil, Dumnezeu va schimba într-o mare binecuvântare. Și într-adevăr, niște leproși au venit acolo și au zis, păi, ce, oricum murim de foame, oricum nu ne bagă nimeni în seamă, oriunde mergem trebuie să strigăm necurat, hai să mergem în tabăra sirienilor, poate ne dau ăștia de mâncare, de pomană, ceva, că murim de foame, oricum murim de foame. Și au mers acolo și au văzut tabăra goală. Au văzut o mulțime de provizii, haine aruncate, arme, peste tot. Și s-au dus în cetate. Și au zis, uite, este o oportunitate. Sirienii au fugit. Du-te mă de aici, oamenii sceptici, știți? Stați că vă spun eu, zice împăratul. Ăștia ne întind o capcană. Așa sunt oamenii prăpăstioși. Când văd oportunitatea, se gândesc prima dată la lucrurile negative, la piedici, la necazuri, la ce ar putea apărea rău. Dar nu văd ocazia de aur. Dar oamenii ăștia au zis, uite, este o binecuvântare, ești lângă noi. Și, a, bun, hai că trimitem. Ultimii cinci cai pe care îi avem, îi trimitem și cu călăreți să vadă ce s-a întâmplat acolo, să ne spună dacă este așa. Și, bineînțeles, era exact cum a spus omul lui Dumnezeu. O mare binecuvântare. Din criză, din foamete, din acea stare nenorocită în care se aflau, Dumnezeu a transformat peste noapte acea problemă într-o mare oportunitate și o mare binecuvântare. De ce am adus înaintea ta aceste exemple biblice? Pentru că ele ne vorbesc despre puterea lui Dumnezeu, pentru că ele ne vorbesc despre faptul că Dumnezeu poate să schimbe orice problemă într-o binecuvântare. Chiar dacă trăim în vremuri instabile, chiar dacă se duce inflația în cap, chiar dacă se destabilizează moneda națională, chiar dacă vor fi monede electronice, chiar dacă apar tot felul de crize și de greutăți în viața ta. Dumnezeu este acela care poate să-ți ofere izbânda, Dumnezeu este acela care poate să-ți ofere victoria, Dumnezeu este acela care poate să transforme greutățile, problemele, impedimentele, încercările, piedicile din viața ta în adevărate oportunități. Dar trebuie să ai ochi să vezi lucrul acesta. Trebuie să ai credință în puterea lui Dumnezeu. Poți să trăiești în aceeași realitate ca om al necredinței, îndoindu-te mereu, plângându-te mereu, fiind un negativist, un frustrat, un pesimist, sau poți să trăiești în aceeași realitate, văzând oportunitățile, văzând binecuvântările, văzând ocaziile de aur pe care Dumnezeu le face și le pune în fața ta. Toate sunt la un clic credință distanță. Diferența este făcută de credință și de felul în care privești și gândești lucrurile. Poți să fii un om care se îngroapă de viu sau poți să fii un om care vede ocazia de aur a lui Dumnezeu chiar în cele mai negre și mai crunte împotriviri și probleme care apar în viața sa. Alegerea este a ta tu poți să fii omul credinței sau poți să fii omul necredinței. Poți să fii un om care trăiește în speranță sau poți să fii un om care pur și simplu găsește scuze, găsește tot felul de neîmpliniri, găsește țapi spășitori pentru toate nereușitele din viața sa. Nu uita, ocaziile de aur sunt în fața ta. Trebuie să ai ochi să le vezi, trebuie să ai credință să le apuci și să faci ceva cu ele pentru binele tău, pentru cauza lui Dumnezeu și pentru binele acelora care sunt în societatea în care trăiești.